Iluminatul public din municipiul Fălticeni va fi reabilitat, modernizat și extins printr-un proiect cu fonduri europene, a anunțat primarul Cătălin Coman. Proiectul a fost elaborat de primăria Fălticeni și depus la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est de la Piatra Neamț, în urmă cu doi ani de zile, însă abia acum au fost finalizate procedurile, iar contractul de finanțare va fi semnat în această lună. Primarul Coman a declarat că investiția va costa 16 milioane lei, 98% fiind fonduri europene nerambursabile ce vor fi alocate prin programul operațional regional și 2% contribuția municipalității. Suntem pe ultima sută de metri pentru semnarea contractului de finanțare. Am emis ultimele hotărâri de Consiliul Local și am răspuns la ultimele solicitări de clarificări și probabil într-o săptămână, două, vom semna contractul de finanțare cu ADR Piatra Neamț, după care efectiv vom da drumul la treabă, a spus primarul Coman. Municipiul Fălticeni va avea becuri tip LED cu un sistem de telegestiune cu diminuarea și creșterea intensității luminoase în funcție de traficul auto și pietonal. Primarul Coman a menționat că implementarea acestui sistem de iluminat ultramodern va aduce beneficii imense municipalității și tuturor locuitorilor. Beneficiile sunt imense în sensul că acest proiect presupune înlocuirea în totalitate a tuturor componentelor sistemului de iluminat public. E vorba de stâlpi, cabluri, becuri. Apoi tehnologia folosită este ultramodernă și eficientă economic pentru că municipiul va avea becuri tip LED cu un sistem de telegestiune cu diminuarea și creșterea intensității luminoase în funcție de traficul auto și pietonal, cu amplasarea mai multor stâlpi pentru că sunt zone în unde stâlpii sunt destul de rari și nu asigur. Iluminat public de calitate, a declarat primarul Coman. Acest lucru se va rezolva prin sistemul menționat. Vor fi iluminate mult mai consistent zonele aglomerate, zonele cu trafic intens. De asemenea, sunt multe străzi în care nu beneficiază de iluminat public și care acum au tot felul de improvizații făcute pe cheltuiala persoanelor din zonele respective. Toate străzile din flăceni vor fi racordate la acest sistem de iluminat. Primarul Coman a precizat că sistemul actual de iluminat public este vechi de 40, chiar și 50 de ani, și că zilnic apar defecțiuni. Este o mare problemă starea rețelei de iluminat public care este una foarte veche și care se defectează foarte des. De multe ori nici nu mai există posibilitatea să o repar pentru că tot ce înseamnă componente, cabluri, transformatoare, contactoare sunt de o vechime de 40 până la 50 de ani și efectiv nu mai pot fi reparate sau nu mai sunt compatibile cu sistemele actuale. De aceea am luat hotărârea să depunem un proiect pentru finanțarea europeană pentru reabilitarea, extinderea și modernizarea iluminatului public, a spus primarul Cătălin Goman. El s-a totuși ne de procedurile foarte greoaie care trebuie parcurse până când un proiect ajunge în faza de implementare.